Este un produs care nu îți lipsește? Dacă ai fi să rămân pe o insulă pustie, trei lucruri, clar unul dintre cele trei este corectorul. Cum se îmbină arhitectura cu make-up-ul? Foarte bine, foarte bine. Să știi că mi-am puțin dor de arhitectură, deși nu regret nicio secundă alegerea făcută. Uh-huh. Oricum folosesc mult din ce am învățat în timpul facultății. Ajută. În machiaj, da, bineînțeles că mă ajută. Și eu am avut perioada mea în facultate, când da. Colegii nu știau cum arăt nemachiată. Aveam un smoking intens și gene false la orice oră din zi. Pe genul nimeni nu știa cum arăt nemachiată. Serio? Așa că eu nu pot să zic nimic. Din asta? Da, am avut și destul de lungă. Lungă? Da, toată facultatea. Când era cu negru atunci la ochi, când era nebunia, da? Da. Ai purtat. Da. Bună, Andra! Și bine, bună! Și bine ai venit! Bine la mine. V-am găsit și mulțumesc pentru invitație, sunt onorată! Cu mare drag! Te așteptam de ceva timp și iată că ne-am fixat până la urmă programul. Da. Și ne-am nimerit. Fii atentă cu ce încep. Aoleu! Vreau să știu dacă m-am machiat corect. Să știi că te-ai machiat foarte frumos și ești chiar în tendințe. Serios? Nu știu dacă ești la curent, deși sunt convinsă că știi tendințele știu de anul acesta. Ceva, dar... Da, da, se poate lucrul acesta natural, gen I woke up like this. Uh-huh. Asta cu I woke up like this este visul unei femei, da? Da, da. Deci sunt ok. Da, nu sunt nici mult, nici puțin. Nu, ești pe gustul meu. Să știi că nu folosesc pudră și nu o suport. Să știi. E bine că sau e rău? Nici eu nu folosesc pudră și nici fond de ten. Oh! Asta în viața de zi cu zi. Când am un eveniment, când am o petrecere, când vreau să fiu superbă, evident, mă machiez de la A la Z cu toți pașii posibili. Dar așa de zi cu zi și mie îmi place naturaleța, mi se pare că indiferent ce aplici pe față, la lumina naturală se vede. Uh-huh. A, deci tu n-ai fond de ten acum? Nu. Mamă, dar ești minune! Da, bine, na, tu ești un personaj aparte, nu? Am alte produse, corector, da. Blush, sunt ceva ești, produse. Am stat ceva la machiajul ăsta, așa, pac, pac. Pac, pac, de woke up like this. Da. Dar spune-mi, este un produs care nu îți lipsește? Da, ce spuneam și mai devreme, corectorul. Uh-huh. Dacă ai fi să rămân pe o insulă pustie, trei lucruri, clar, unul dintre cele trei este corectorul. Asta face minuni? Da. Peste tot și doar el? Peste tot și doar el în sensul... Adică poți să-l pui un corector, poți să-l aplici? Da, eu de exemplu așa mă machiez, fără fond de ten, fără pudră și doar îmi corectez local imperfecțiunile. Oh, wow, super! Da. Deci ăsta ar fi. Da. Dar este un produs pe care nu-l suporți? De un produs make-up. Pe care nu-l suport? Nu-ți place? Nu cred că există așa ceva. Nu știu ce să spun. Uite, mie pudra îmi dă așa un ici-ici așa pe față, mamă. Probabil n-ai ales pudra potrivită pentru tine. Posibil. Pentru că sunt atâtea variante de produse cosmetice, clar trebuie să-ți găsești produsul potrivit. Este și asta o variantă. Cum se îmbină arhitectura cu make-up-ul? Foarte bine, foarte bine. Să știi că mi-am puțin dor de arhitectură, deși nu regret nicio secundă alegerea făcută. Uh-huh. Oricum folosesc mult din ce am învățat în timpul facultății. Ajută. În machiaj, da, bineînțeles că mă ajută. Uh-huh. Dar tu ai început cu așa cariera ta cumva. A început de la body painting. Da, ciudat, nu? Da, dar frumos și foarte interesant. Că mie mi se pare că body painting este o artă. Da, cumva am simțit-o mai aproape, eu fiind studentă la arhitectură, aveam cursuri de pictură, cursuri de modelaj, machetaj și multe, multe, multe în genul ăsta. Și atunci mi s-a părut o chestie firească, dacă desenezi pe foaie, să desenezi și pe un om. Și cumva am și întâlnit persoanele potrivite, știi cum e, ai grijă ce-ți dorești că universul stă. Da. Și uite așa m-am apucat de body painting, după care am început să fac make-up. După da. Dar în zona de arhitectură ai lucrat? Ai apucat să lucrezi? Am apucat să lucrez la prieteni, cunoștințe, vecini, dar fără bani, evident, da. În timpul facultății, pentru că deja din anul 3 de facultate, cumva, machiajul m-a furat în totalitate și ajungeam la facultate doar așa, ca să reușesc să termin. Dar când erai în copilărie, ți-ai dorit asta? E arhitectura, e așa o moștenire de pe la părinți? Da, tata este arhitect și dacă m-am născut într-un birou și am crescut într-un birou de
arhitectură și tata tot timpul, când mergeam la el la birou, era pe planșetă și cu teul și desena cu creioane, foițe, totul, tot ce are un arhitect pe birou. Evident că asta mi-am dorit și nu mi-am imaginat niciodată să fac altceva și am fost foarte pasionată de arhitectură, de desen în general. De acolo foarte ușor să tragi o linie corectă de tuș și așa mai plus departe. Plus că pe vremea aceea, deși pare că a fost un alt, nu știu, un altă lume, pe vremea aceea nu exista noțiunea de make-up artist în România, când m-am apucat eu de make-up. Adevărat. Dar de câți ani ești make-up artist? De 15-16 ani. Oh, wow! Și cum era acum 15 ani? Păi tata, când a auzit că am pus arhitectura pe locul 2 și mi-a spus, deci tu ești o cosmeticiană care nu știe cosmetică. Opa! Și să... Da! Pentru că singurul curs de make-up atunci pe care l-am făcut a fost cursul de make-up din cadrul cursului de cosmetică. A, că nu, atunci pe vremea aceea nu erau altele. Da. După care la scurt timp a început să se dezvolte chestia asta. Da. Uh-huh. Și mama ce a spus? Mama întotdeauna m-a susținut, m-a încurajat și tata, deși na, ca bărbat a fost mai reticent. Am avut marele noroc să cresc într-o familie de artiști. M-au încurajat de când și pe mine și pe frații mei, de când ne-am născut, am crescut cu chestia asta, să facem ceea ce ne place. Este foarte important să ai o meserie pe care o iubești. Uh-huh. Și atunci tot timpul ne-au lăsat să alegem și ne-au îndrumat spre să ne urmăm pasiunile cumva. Da, e foarte important. E foarte important, mai ales dacă vorbim de generația părinților noștri, ca acum și eu sunt mamă și tu. Da, și într-adevăr încurajăm copiii, mai ales pe latura asta artistică. Exact, da, pentru dar că atunci... e ceva ce nu-ți poate lua nimeni și nu te poate înlocui. Știi? Pe partea asta artistică, așa, nu știu, un avocat, un medic, un, știi? Acum depinde mai de ce talent ai, că poate să fii cel mai bun avocat. Absolut. Și tatăl meu mai spunea o chestie, cel mai bun avocat are întotdeauna ce discuta cu cel mai bun cizmar, care are întotdeauna ce discuta cu cel mai bun, nu știu, brutar, adică indiferent de meseria pe care o ai, fii cel mai bun și atunci stai cu capul sus indiferent. Dar acum mama stă la rând, la machiat? Mama, eu am copilărit în Sinaia, mama stă în continuare în Sinaia și cu tata și mama vine chiar la mine la București să o machiez când are un eveniment important. Adică clar suntem pe aceeași lungime de undă când vine vorba de importanța machiajului. Așa mi-ar fi plăcut să am și eu un make-up artist în familie, de n-ai idee. Dar asta este foarte bine. Revenim la machiaj. Acum există foarte multă informație în ceea ce privește make-up-ul. Sunt tutoriale pe internet, tot felul de clipuri video și materiale. Cărți mai puțin. Mă duc spre cărți, o să pară ciudat, dar mă duc un pic înapoi spre cărțile de make-up. Dacă pe tine ce te-a ajutat? Te-a ajutat, ok, școala de machiaj pe care ai făcut-o la vremea respectivă, dar cât de important este astăzi pentru cine vrea să reușească în zona asta? De unde pleacă? Se duce la un curs pe care îl alege de oriunde, de pe internet, își ia o carte sau ce urmărește? Tu știi că în orice domeniu și bineînțeles și în machiaj, meseria se fură. Eu am făcut nenumărate școli de make-up și în țară și în afară, încă mă mai duc la seminarii de make-up, deci toată lumea îmi spune, dar mai ai nevoie? Da, ai nevoie. Întotdeauna ai nevoie și trebuie să fii la curent și cu ce fac alții și cu produsele noi și cu tehnici noi. Întotdeauna trebuie să te perfecționezi, să înveți. Niciodată nu poți să spui stop, știu destul. Acum, într-adevăr, există foarte multă informație, ceea ce este și bine și rău, pentru că informația online nu este întotdeauna cea mai corectă, pe când informația din cărți, chiar dacă este cumva destul de veche, pentru că cărți foarte moderne, foarte apărute acum în prezent, sunt destul de puține, și au rămas tot celebrele cărți de acum mai mulți ani, care au informația puțin învechită. Dar, aș spune și, nu știu dacă știi, dar am înființat o academie de make-up pentru că este extrem de important să ai un curs de bază corect făcut. Cursul de bază. Deci trebuie să pleci de la un curs de bază, apoi mai vine și talentul, mai vine și furatul. Și pasiunea. Eu aș spune mai întâi pasiunea. Pasiune, curs. După aia talentul. Talent, furat. Da. Și mult, mult exercițiu. Mult exercițiu, bineînțeles. Mm-hmm. Fără exercițiu nu se poate în niciun domeniu, cu atât mai puțin în machiaj, care implică... Da, în fiecare zi. Da. Tu urmărești ce se întâmplă pe internet? Urmărești pe cineva care, nu știu, că e blogăriță, că e orice altceva, care activează în domeniul ăsta și este informația corectă?
Eu urmăresc aproape pe toată lumea. Oh, bun! Încerc să urmăresc absolut toate genurile de tutoriale, de pe YouTube, de pe Instagram, de blogger, de make-up artist, ca să fiu la curent cu ce există. Uh-huh. Pentru că, așa cum spui tu, cum eu am acces la informația asta, au acces și cursantele mele și clientele mele, care după aceea vin și mă întreabă. Și mi se pare cumva jenant pentru mine să nu știu despre ce e vorba. Da. Uh-huh. Deci da, urmăresc. Urmărești? Urmăresc cât de mult pot. Îmi place, da, să fiu la curent cu tot ce se întâmplă. Da, dar știi că toate machiajele astea care se fac la lumina camerei, care, da? Da. Așa, ies într-un fel. Apoi când ieși la lumina naturală, sunt altfel. Asta este o mare problemă. Acolo, da, ce facem? Acolo ce facem? Multe doamne, domnișoare care se uită doar pe Instagram, uh-huh, unde totul este minunat, pozele se mai și retușează, avem tot timpul o lumină superbă și vedem acea luminositate pe vârful nasului minunată și o facem și noi când avem o petrecere și nu știm de ce toată lumea se uită dubios, da, la noi. Pentru că realitatea și cu pozele prelucrate de pe Instagram sunt chestii total diferite. Uh-huh. E bine să facem diferența și dacă nu avem, ca profesioniști, dacă nu avem cursuri de make-up, riscăm să nu facem diferența, să luăm de bună tot ce vedem pe YouTube. Dar tu te-ai gândit să-ți faci propriul tău content de video pe YouTube? Da, și am și lucrat la chestia asta. Da? Am deja canalul meu de YouTube, am încercat, am făcut niște tutoriale în regim personal, după care au urmat o serie de tutoriale superbe cu L'Oréal-ul, uh-huh, nu știu dacă le știi. Le știu pe acelea. Anul trecut am făcut aproape în fiecare lună. Acum am luat momentan o pauză, pentru că am avut foarte mult de muncă cu academia mea de make-up, dar în continuare e ca proiect bine stabilit pe viitor. Este acolo. Da. Pentru că este foarte important să-ți iei informația, exact ce spuneam mai devreme, să-ți iei informația de acolo, de unde este corectă și, cum să spun, și cu pașii corecți făcuți, știi? Nu, de exemplu, eu cel puțin, care în fiecare zi mă machiez pentru cameră și știm că machiajul pentru cameră este puțin diferit. Puțin diferit față de unul de zi sau de poză. De unde să-ți iei toată informația asta corectă și, știi, să nu treci de la un basic pe care îl cunoști, să faci direct umbre și mai știu eu ce alte complicații. Asta îmi sfătuiesc și eu prietenele. Dacă nu se pricep, mai bine mențin machiajul mai natural decât să te arunci într-un, da, machiaj super complicat, super dramatic și de fapt să te mânjești, să te urățești. Pentru că machiajul te poate și urăți, te poate și îmbătrâni. Absolut. Dacă nu este făcut, absolut, cum trebuie. Absolut. Primul tău machiaj, primul, nu pe tine, uh-huh, pe altcineva. Pe cine ai machiat? Cred că pe mama. Oh, da. Te-a lăsat? Da, da. Mama m-a lăsat în principiu să fac tot ce am făcut eu. Și eu am fost un copil destul de ok și echilibrat, uh-huh, adică nu vreau să fac chestii prea ciudate. Da, da. Și ai ieșit bine? Nu mai țin minte, dar probabil dacă m-a încurajat cumva și am ajuns să fiu un make-up artist, probabil a fost mulțumită. A fost. Ce tendințe avem vara asta? Ce purtăm? Spre natural. Mult natural? Este o tendință atât de evidentă spre naturalețe, încât aproape ne izbește, fie că vrem, da, să o... Mai ales că ne-a pleznit noua prințesă, mă rog, ducesă. Da, da, da. Ne-a a dat avut o un lecție. Machiaj foarte frumos, evident, foarte natural. Asta nu înseamnă că este regulă, uh-huh, toate miresele trebuie să fie super naturale, absolut, fără fond de ten pe față, să se vadă pistuie. Este o opțiune personală. Absolut. Iar referitor la mirese, pentru că am avut un curs de perfecționare pe tema machiajului de mireasă, chiar acum de curând, e o chestie foarte personală. Fiecare mireasă se visează în anumit fel. Noi ca profesioniști trebuie să înțelegem de fapt cum, mm-hmm, își dorește ea să fie. Da, dar ce faci dacă mireasa vine și îți cere acel mult machiaj, știi? Și genele false și machiajul mult și umbrele. Și... Am cliente care îmi cer foarte mult machiaj și le aplic mult machiaj între ghilimele, dar în maniera mea. Mm-hmm. Și ele când se uită în oglindă le place, pentru le duci că pe machiajul drum... este cumva fin, uh-huh, și n-are cum să nu le placă ce văd. Și atunci, chiar dacă genele nu sunt atât de lungi cum mi-au spus ele, chiar dacă sclipiciul nu este atât de intens, da, tot văzând o imagine plăcută în fața lor, le place și deja uită ce mi-au spus inițial și se simt, uh-huh, foarte bine cu felul în care arată acum. Dar ce facem cu machiajul de la plajă?
din punctul meu de vedere, machiajul de la plajă înseamnă cât mai mult factor de protecție cu putință. Și aplicat din 2 în 2 ore, reaplicat, pentru că soarele este principalul factor de îmbătrânire prematură a pielii. Așa este. Eu sunt anti-soare. Cum sunt fana femeilor, așa sunt anti-soare. Deci nu, soare nu. Nu-ți place. Am văzut weekendul acesta, am fost vreo 2-3 ore la piscină și era o domnișoară lângă mine foarte machiată. Și m-am abținut cu greu să nu o întreb de ce și-a făcut chestia asta, de ce se chinuie. Nu e ceva greșit, e opțiune personală. Depinde de ce mergi la piscină. Era mult. De obicei, persoane care poartă foarte mult machiaj, probabil au probleme de acceptare, de siguranță, n-au încredere în ele și cu timpul sigur o să-și rezolve și aspectele astea. Sau pur și simplu vor să intre într-un rol, vor să se transforme, vor să, nu știu, să fie pe exterior așa cum se simt ele în ziua respectivă pe interior. Da, dar știi că la câtă, nu e greșit cu asta. La câtă informație avem despre chestia asta și știm cum trebuie să mergem la plajă atunci când... Dar poate acolo Salvamar era un domn pe care i-a pus ochii. Bine, sau... n-ai de unde să știi. Nu mai presez. Nu știi că și eu am avut perioada mea în facultate, când colegii nu știau cum arăt nemachiată. Aveam un smoke intens și gene false la orice oră din zi. Pe genul nimeni nu știa cum arăt nemachiată. Serios? Așa că eu nu pot ai să zic din nimic. Asta? Da, am avut. Și destul de lungă. Lungă? Da, toată facultatea. Când era cu negru atunci la ochi, când era nebunia, da? Da. Ai purtat. Da. Și ce ai mai avut? Ce nebunii din astea ai mai avut? Cam atât. Nu, cam atât? Am fost foarte nebunatică, nu. Nu? Am înțeles. Dar te-ai machiat vreodată atât de intens încât nu te-a mai recunoscut nimeni? Păi cam așa mă machiam eu zilnic. Așa era atunci? Da, și îți minte când am intrat în domeniul în care lucrez acum și eram asistentă la shooting-ul și... era o stilistă la Cosmopolitan, ții minte și acum Cătălina, de mult, e vorba de mult, m-a luat deoparte și mi-a spus, dar tu ești o fată drăguță, de ce te machiezi atât de mult? Și eram super sigură pe mine, adică eu știu de ce, adică normal că mă machiez mult. Și am spus, ca să fiu drăguță, să fiu politicoasă și să nu-i dau, să-i dau un răspuns frumos, i-am spus, eu sunt artistă și la artiști este permis orice. A, bun răspunsul. Interesant. Și cumva despre asta e vorba. Da. Și nu numai la artiști. Dar să știi că așa este. La oamenii creativi, știi, și artiști, exact cum spui tu, parcă e lași acolo în lumea lor, știi? Acum toată artistă sunt și nu mai sunt așa excentrică. Da, uite că formezi... Da, dar uite că lansezi niște trenduri. Știi? Ceea ce este foarte important și este foarte bine, mai ales pentru educația celor unei generații tinere, știi? Care vine din urmă și care nu cred că ne-ar plăcea să le mai vedem la 15-16 ani, să le vezi cu atât de mult negru la ochi. Evident că nu ne mai place, dar și eu am avut 15-16 ani și mă certa mama că mă machiez prea mult și exact. Ce știe ea, eu sunt superbă. Da. Probabil, inevitabil se va întâmpla oricum. Este vârsta. Deci vara aceasta purtăm less is more. Da, și apropo de ce spuneam mai devreme, se poartă cumva orice. Uh-huh. Foarte în tendință este accentuarea trăsăturilor individuale ale fiecărei persoane în parte. Nu mai vrem toate să ne încadrăm în șabloane, nu vrem să arătăm toate pe cum Kim Kardashian. Nu se mai poartă conturing cu acela super agresiv. Ce facem cu Kim care ea promovează conturing? Nu mai e în tendință chestia asta și chiar și ea acum apelează la non-turing. Okay. Care este un conturing cu farduri, cu produse luminoase. Nu mai folosim aromat. Deci luminozitate mai multă și mai puțină. Da. Chiar și ele și-au schimbat puțin direcția și sunt în tendințe. Dar ți se pare că folosește mult make-up sau? Folosește mult make-up, dar îi stă bine, e frumoasă, eu iubesc machiajul. Cred că e doar cumva greșit înțeleasă de cei mai mulți oameni, adică oameni care se machiază așa dimineața, prânz și seara, cum o văd pe aia la evenimente, sau chiar și acasă, dar ea acasă filmează un reality show, adică... Așa e. Nu trebuie e permanent luată. Machiată. Mie îmi place foarte tare. Mie mi se pare că îi stă bine sub orice machiaj. Nu știu de ce. Pentru că este și frumoasă. Și fața o ajută, da. Foarte tare. Este rotunjoară, așa, nu știu, la față. Da, este foarte frumoasă. Dar am văzut-o și nemachiată. Tu frumoase. Este. Ca orice femeie. Tu crezi că vedetele sunt super femei? Sunt unele care sunt mai frumoase nemachiate. Deci, da, și avem și România câteva care sunt mult mai frumoase nemachiate. Eu le spun tot timpul, machiajul vă strică pe voi, dar ok, vă machiez dacă tot am venit. Dacă tot, uite, mie îmi place foarte tare Antonia. Eu v-am sigur că o să spui, da. Bine, este superbă.
Da. E superbă sub orice fel. Poți să-i pui și un... Da, dar vezi, frumusețea asta orice exterioară pe față, că... vine și din frumusețea interioară. Da. Care, nu știu, doar oamenii care o cunosc, probabil o știu cu adevărat. Dar ce urmează? Spune-mi spre toamnă, iarnă, ce o să vină. Tendințele cumva seamănă și cu tendințele de anul trecut, din sezonul toamnă-iarnă. Bineînțeles că nuanțele se mai închid puțin, uh-huh. Se poate rujurile mai intense, nuanțele pământii la ploape, cumva mergem în... cum ne-am obișnuit. Cum e vremea, așa și exact. Machiajul, ceva de genul. Da. Da, luminositatea tenului în continuare va rămâne în tendințe. Rămânem pe luminozitate. Da, și ten care să respire, să nu fie încălcat, să nu avem senzația aceea de mască. Să o evităm. Da. Am văzut și de genul ăsta. Bine, eu sunt o mare iubitoare de produse de make-up. Eu personal singură îmi cumpăr foarte multe produse. Nu apuc să le folosesc, dar vreau doar să le am. Ok, știi? Te înțeleg. Da, am așa două coșuri acasă pe care, în care caut așa și mai găsesc câte ceva și zic, oh, wow, pe asta nu știu cum e. Dar chiar și așa, cu toate astea, nu știu să-mi dau o linie de tuș. Nu știu. Iată, nu folosesc pudră pentru că nu, pur și simplu nu. Dar ce ciudat că tu lucrând în televiziune cumva... Îmi pun, am momente când pun, când este mega necesar. Că există și o variantă de pudră liberă, extrem de fină, în care nu ți încarcă deloc, doar îți fixează fondul de ten. Da. Cu siguranță nu există produsul... E posibil. Nu zic nu, este posibil, dar uite, vezi, chiar și așa, acea linie de tuș pe care aș vrea să mi-o aplic foarte subțire, nu reușesc, nu pot să-mi pun trei nuanțe de fard la ochi pentru că nu știu să le amestec și așa mai departe. Dar sunt mare iubitoare de make-up, mare iubitoare de make-up. Dar tu știi că toate astea, pe măsură ce exersezi, o să-ți vină foarte ușor să le faci. Da, știu. Secretul e exercițiu. Dar trebuie să vin probabil pe la un curs. Te aștept. Cine știe. Ai lucrat și cu foarte multe vedete și lucrezi în continuare. Spune-mi totuși, și relația ta cu L'Oréal este una foarte strânsă și foarte apropiată și tu cumva ai preluat toată minunăția asta de la Alex. De la Alex, da. Am fost mega onorată. Stai seama, nici n-am putut să visez vreodată la chestia asta și uite că s-a întâmplat. Pentru că tu ai lucrat foarte mulți ani cu Alexandru Abagiu și ai furat meserie. Ai avut de unde? Da, am avut de unde. Despre asta e vorba. Ai avut de unde. A fost noroc cu vieții mele, Alex. Absolut. Peste 2, 3, 5 ani. Unde este Andra? Eu n-am vise, gen să plec în străinătate, să... Nu de asta. Spun chestia asta, că foarte mulți colegi de-ai mei deja se gândesc la chestia asta. Okay. Mie mi se pare că și în România poți să faci chestii foarte bune și cumva ăsta e planul meu. Deja am început să și lucrez la asta, mi-am deschis o academie de make-up și vreau peste câțiva ani să am cea mai bună școală de machiaj. Doamne ajută. Vreau să ridic standardele școlilor din România și nu numai. Și lucrez foarte intens în sensul ăsta. Asta e bine, dar sunt și foarte mulți make-up artiști în ultimii ani. Avem așa E clar o cerință foarte mare. Crezi că e loc pentru toată lumea? Cu siguranță. Da? Da, e loc pentru toată lumea și ar mai și fi. Și încă ar, mai da. E loc. Da. mai avem loc. Dar cu cine ți-ar plăcea să lucrezi? E vreo față pe care încă n-ai atins-o? Din România? Nu neapărat. Nu, probabil de asta nici nu-mi doresc să lucrez cu cineva anume, pentru că deja cam am lucrat cu toată lumea și e o plăcere de fiecare dată să lucrez cu persoanele respective, pentru că, așa cum spuneam, am norocul să interacționez cu oameni care au făcut ceva în viață, oameni de la care am ce să învăț întotdeauna. Și ăsta e norocul meu. Dar nu. Nu te-ai gândit? Nu știu cine. Nu trece. Dar din afară? Pe cine? Eu mă gândesc atât de departe. Nu te-ai gândit la asta? Nu. Nu știu, că mă gândesc că le vezi, știi, și zici, parcă i-aș fi făcut nu știu ce. Nu cred că sunt atât de diferite de vedetele de la noi. Adică, uite, dacă Ina s-ar fi născut în LA, probabil era Viana. Adică, nu mi se pare o diferență. Plus că lucrând aproape în fiecare zi cu vedetele la noi, cumva, siguranță, ăsta e ritmul și în afară și sunt aceleași... Nu, mă gândesc că le vezi, nu știu, poate vezi, uite, într-o zi vezi pe Riana. Dau un exemplu și zici, a, ce prost e machiată. Dar să știi că multe sunt machiate prost. Da? Da. Și zici, eu le văd poze pe covorul roșu, da? Într-adevăr, au și ele machiaje prost făcute. E normal că nu chiar toți așa sunt. Oricum să știi că întâlnesc fizionomia asemănătoare. Apropo de Viana, chiar am avut un editorial de beauty cu o fată, model,
care arăta machiată exact ca Rihanna. Wow. Deci cumva nu simt... Dar așa pe unde te duci, nu știu, pe la... Eu știu, nu știu, te duci în mall, îți dau un exemplu. Da. Și trec doamne așa pe lângă tine și tu te uiți. Da, defect profesional. Defect profesional. Da, da, încep să nu... Cum e? Îți pui mâinile în cap sau zici... Sunt, e bine, suntem pe drumul cel bun. Nu mă gândesc așa. Adică înțeleg că fiecare arată așa cum vrea să arate, arăt pe exterior așa cum mă simt pe interior și eu câteodată vreau să fiu nemachiată, naturală, că mă simt bine așa, câteodată îmi fac o linie de tuș, câteodată mă dau cu ruj roșu, câteodată mă machiez super intens. Nu e nici rău, nici bine. Așa mă simt, așa vreau să arăt. Și suntem femei, avem machiajul, putem să profităm de chestia asta. Absolut, absolut. Nu, dar te uiți, ceva te uiți. Da, într-adevăr, când văd foarte mult machiaj, nu asta e problema că e mult. Problema e că e prost aplicat. De obicei, la fundul de ten se vede linia aceea la maxilar, diferența de culoare, pudră multă, iluminator dat prea mult. Dar nu-ți vine să te duci și să spui? Ba da, îmi vine, dar nu fac asta niciodată. Nu. Să te duci așa, nu e bine, nu e bine. Nu, și am și, nu știu, prietene de ale mele sau asistente, colegi, și le mai văd prost pensate, prost machiate și îmi vine să le spun, stai așa puțin, dar nu mă abțin, fac efortul mare să mă abțin, să îmi văd de treaba mea și mă feresc să dau sfaturi atunci când nu sunt Dar ești și bombardată de întrebări? Da, și vă spun cu cea mai mare plăcere. Da? Deși întrebările sunt așa generale. Generale, că n-ai cum să vezi. Da, la distanță. Primesc întrebări, ce fond de ten îmi recomanzi? Păi depinde ce vrei de la produs, depinde ce fel de tip de ten ai. Corect, da, sunt multe, sunt foarte multe întrebări, dar și industria asta e prea frumoasă ca să nu întrebi atâtea, știi? Este inevitabil. Spune-mi, ce ești, Instagramer sau Facebook mai mult? Instagram. Clar, da. Nu? Da, nu mai am răbdare să stau pe Facebook, am destul puțin timp la dispoziție, oricum. Da. Și atunci postez pe Instagram. Și e mai simplu. Da, e și mai simplu. Frumos. Da, și mi se pare mai frumos. Da, este. Unde interzice telefoanele? Acasă. Da, eu aș interzice telefoanele în locuința personală. Păi și ce faci cu puștiu? Păi puștiu e acasă. Păi și nu cere? Când vine de la muncă. Nu cere? Îl cere, da, ai dreptate. Nu vrea și el un pic? Cumva nu mi se pare realist să interzici telefoanele, că suntem atât de conectați tot timpul asta. Și cu telefoanele aproape lipite de noi. Da. Și cam asta e ce văd, adică e puțin imposibil. Dar ar fi o situație ideală, acasă, seara, în câteva ore când se adună familia, să nu mai avem telefoane, ca să mai și vorbim între noi. Spune-mi ce nu ai face niciodată. Băi, nu știu ce să spun. De când am copil, știi că înainte să ai copil spui, a, eu nu o să fac asta, eu niciodată nu o să fac asta și referitor la copil și în general. Acum, când am trecut prin diferite experiențe, am zis că nu mai zic niciodată că mie nu o să mi se întâmple, că eu nu o să fac. Deci nu mai spun nimic. Da, da. Nu e faci nimic și gata. Da, probabil orice aș putea să fac în situația... Da. Și mie, da, mai îmi cere să fac și ca găină. Și ca da, acum... Asta se exemplu așa frumoase, micuțe, da, micuțe. Pe care le putem spune, dar... Dar cred că orice om e capabil să facă orice, da, de fapt, da, în da. Situația potrivită. Dar e ceva ce nu ai mâncat niciodată? Da, gândaci. Gândaci aia crocanți? Da, nu, deci aș muri de foamea asta, e... Fără gândaci crocanți. Da. Nu, nici crocanți, nici shake-uri de gândaci, de greier de, proteină, Andra, proteină. Nu. Aș muri efectiv de foame. Apă și gata, atât, și gata. Da. Atunci ești rovegan sau slană cu ceapă? Wow! Și Și? Da. Un pic din toate, nu? Un pic din toate. Ai avut vreodată o idee bună? Eu zic că am numai idei bune. A, bun! Da! Mi se pare că tot timpul am idei bune. Așa ești, singură ești. Da. Dar idei proaste ai avut? Am avut și idei mai puțin bune, dar probabil na, se mai întâmplă și chestii de genul ăsta, dar cumva eu mereu spun că se pare că e o chestie proastă, pentru că noi îi vedem foarte aproape. Dacă vezi așa mai la distanță, îți dai seama că poate chestia proastă e de fapt... Bine că s-a întâmplat, pentru că te duce în final la o chestie bună. Mamă, tu ești foarte optimistă. Ai un vibe așa de sănătos, de, știi? Păi mai bine vedem jumătatea plină decât să spunem că paharul e jumătate gol, nu? Exact. Ce n-ar trebui să spună o femeie despre ea niciodată?
n-a trebuit să spună că e urâtă, că e bătrână, că n-are încredere în ea, n-ar trebui să spună nimic urât despre ea, că e prea grasă, că e prea slabă, că are ochii prea apropiați, prea depărtați, buze prea subțiri, face din machiaj. Nas prea mare. Nu. Nu există. Dacă idealul de frumusețe și toți trebuia să fim, nu știu, Kim Kardashian, cu siguranță Dumnezeu ne făcea pe toți la fel și arătam toți identic. Din moment ce nici măcar jumătatea stânga feței nu este simetrică cu jumătatea dreaptă a aceleași fețe, e clar că așa trebuie să fim. De aia suntem diferite, să ne bucurăm de individualitatea noastră. Și de aia există corector. De aia există corector. Doamne, îți mulțumesc pentru corector. Nu? Da. De asta există corectorul. Este sfânt, nu? Da. În plus geantă. Că noi ca femei ne putem machia și ne transformăm trăsăturile după cum avem chef. Exact. Nu înseamnă că nu ne acceptăm așa cum suntem. Dar poate eu diseară ies la cină cu soțul meu și vreau să fiu sexy și mă dau cu un ruj roșu. Nu înseamnă că nu-mi plac buzele mele nude. Corect, dar corect, corect. Dar să profităm de machiaj. Așa e, așa e. Da, nu, că te scoate din multe situații. Dar dincolo de machiaj, există și partea de skincare. Care este cea mai importantă. Exact. Este acolo, cea mai importantă. Acolo. Partea de îngrijire a tenului, partea de nutriție. Uh-huh. Eu cu chestia asta încep cursurile mele de make-up și fetele sunt pe genul ok, nutriție, îngrijire, ok, când ajungem la partea de machiaj. Uh-huh. Nu, eu le înțeleg că și eu am trecut prin etapele astea. Da. Fără burger azi. Dar într-adevăr, din păcate, nu există creme miraculoase. Uh-huh. Totul ține de o rutină sănătoasă de-a lungul anilor. Uh-huh. Să nu ne expunem la soare, să avem o cremă de protecție solară tot timpul. Tratamentele... Să avem grijă ce mâncăm, să ne demachiem corespunzător. Uh-huh. Că aici este mitul că machiajul strică tenul. Nu machiajul strică tenul. Ne demachierea corespunzătoare strică tenul. Exact. Există demachiere dimineața și seara, corect? Da. Nu stai. Fără asta nu. Nu e bine nici să abuzezi și să te demachiezi mult prea des, pentru că usuși tenul și intri în alt fel de probleme, dar dimineața și seara clar trebuie să ne demachiem, să ne curățăm tenul, aplicăm o cremă hidratantă, din când în când un peeling, o mască. Tratamentele faciale, mă rog, în funcție de vârstă, nu? Da. Presupun că și acelea sunt importante. Și acelea sunt importante, dar eu sunt de părere că contează mult mai mult ce benzina pe care o... Da, ce pui înăuntru. Da, pentru că în principiu pielea are rolul de barieră. Între ce vine de afară și corp și atunci foarte greu reușim să trecem cu cremele de primul strat de piele, să nu zic mai mult de atât. Și atunci contează foarte mult și ce vine dinăuntru. Și machiajul stă mai bine pe un ten sănătos. Bineînțeles, e ca pânza unui pictor, exact. Dacă pânza este tablou. Așa și machiajul, pe un ten bun, machiajul trebuie rezistă să pui mai mult, pui și mai puțin, n-ai ce să acoperi. Exact. Și tot așa. Conector. Nu, niciodată. Da. Niciodată. Cred. Ai succes? Eu? Da! Da! Ești ceva, ești mega optimistă. Sunt mega optimistă și evident că nu-mi iese tot timpul, dar mă stăduiesc să lucrez acum la chestia asta, să mă iubesc mai mult, pentru că mă ocup foarte mult de munca mea, pentru că iubesc ceea ce fac. Se vede. Mă ocup și de casă, de copil și cumva am cam uitat de mine. Cred că știi și tu cum e când am un copil. Da. Tu ești mai la urmă. Ce energie îți mai rămâne, te ocupi de tine. E, acum am zis să crescu puțin copilul meu și am zis să încep să mă redescopăr, să mă iubesc. Și super. Lucrez la chestia asta, da. Și în principiu trebuie să vorbim frumos de noi. Uh-huh. Eu nu-mi las asistentele, de exemplu, că fetele mele lângă mine, nu le las să spună că sunt urâte, că arată rău azi, că uite ce păr deshidratat. Nu! Părul tău e foarte frumos, arăți foarte bine, ești foarte bine. Da. Nu avem voie să zicem ceva rău de noi. Foarte frumos. Dacă noi nu ne iubim, nu putem cere altora să ne iubească. Cu așa vibe lângă tine nici n-ai cum să fie. Adică, cred că așa am învățat lecția. Nu cred că se mai plânge nimeni acolo. Mai sunt zile și zile, mai nu? Mai sunt zile, că eu nu mă plâng niciodată. Da, na. Da, vin ele. Vin ele. Andra, îți mulțumesc că ai venit. Știu că și ești pe fugă. Mă bucur tare că ne-am întâlnit aici pe scaun. Aș mai fi avut întrebări o grămadă, dar ne revedem noi cu altă ocazie. Sigur, că dacă mă are drag. Îți doresc succes și să știi că nu nimic în fața camerei. Ești foarte bine. Nu ai nicio treabă. Te-ai relaxat total. Da, așa cum spuneam, eu mă consider un om de backstage. Tocmai de aceea nu sunt așa confortabilă în fața camerei. Locul meu e cumva în spate, zic eu, dar...
Ne descurcăm cu bio în această situație. Te-ai descurcat perfect. Îți dorim o vară frumoasă. Mulțumesc la fel. Cu multă protecție. Da. Și un pic de corector. Da. Îți mulțumesc. Și eu mulțumesc.